Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. În cele ce urmează discutăm cu domnul Igor Grigorev, președintele Asociației Exportatorilor și Importatorilor de Produse Agricole și Cerealiere, Agrocereale. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție acum, când oricum la ordinea zilei rămâne și subiectul ce ține de criza alimentară, de seceta care a afectat, de războiul care are consecințe grave și asupra situației din Republica Moldova. Dumneavoastră, astăzi cum ați defini situația la capitolul exporturi de cereale din Republica Moldova? În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație, de fiecare dată cu mare drag. În primul rând, față de noastră, ca un jurnalist, pentru mine, de titulatură majoră în Republica Moldova și pentru ceea ce faceți, pentru ceea că permanent țineți societatea în tonus și permanent le aduceți informația necesară din care ei singuri să culeagă ceea ce vor, ceea ce este bun pentru ei. În ceea ce ține de exporturile de cereale, vreau să vă spun că este o situație mai dificilă. Această situație dificilă, noi am discutat-o cu dumneavoastră și în interviurile anterioare, și în interviurile mele date, și în la alte agenții de presă, care a început, de fapt, cel mai tragic, cu tragicul eveniment din 24 februarie, războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În această ordine de idei este important să menționăm că la exportul de cereale astăzi cea mai mare problemă este logistica și este lanțul logistic care s-a dat peste cap, deoarece exporturile de cereale și nu numai exporturile de cereale, dar tot ce ține de exporturi și importuri în Republica Moldova în mare parte era legat de porturile de la Marea Neagră din regiunea Odessa, adică porturile ucrainene, Odessa, Iujne și Cernomorsk. Acestea fiind închise din data de 24 februarie, lanțul logistic s-a dat peste cap și marea majoritate a producției cerealiere și alte producții, atât la export cât și la import, traversează teritoriul Republicii Moldova, respectiv și vamele noastre, care au creat un șir întreg de impedimente, dar important este că lucrurile nu s-au oprit, cât de dificil nu este această activitate de export, el oricum continuă. E clar că volumele sunt cu mult mai mici. Dumneavoastră altă dată spuneați că s-au înjumătățit volumele de export? Chiar mai mult. Mai mult decât 50%? Mai mult decât 50% s-au dat în jos, deoarece o bună parte din exporturile noastre noi le exportam prin portul Reni, care partea ucraineană practic nu îl utiliza. Deci portul Reni din Ucraina, care este la 7 km de cotarul nostru de la Giurgiulești, era și investițiile acolo, erau agenților economici din Republica Moldova și exploatarea lui sau utilizarea lui, mărimii de peste 90% era de către agenții economici din Republica Moldova. Din momentul când s-a întâmplat chestia cu războiul din Ucraina, e clar că o bună parte din marfa ucraineană a început a veni în portul Reni și respectiv agenții economici din Republica Moldova au fost constrânși și astăzi sunt într-o situație așa complicată. Dar oricum activitate este. Agenții economici din Republica Moldova sunt activi, este activ și statul, instituțiile statului, atât Ministerul Agriculturii, cât și Calea Ferată, cât și Departamentul Vamal. Dar țările de destinație pentru exporturile de cereale, care sunt? Țările de destinație pentru exporturile de cereale din Republica Moldova, adică geografia lor este foarte mare. La moment, e clar că cele mai utilizate țări, asta este România și Bulgaria, este mai simplu. Poate Turcia. Turcia, care este un importator foarte mare. De ce? Ar fi întrebarea. Pentru că în Marea Marmura se află foarte multe porturi și silozuri, ca hub-uri, unde turcii acumulează cereale de diferite tipuri, care ulterior le exportează. De fapt, lucru care se întâmplă astăzi și cu cereale din Ucraina. Dacă ne uităm
la așa spusul acord între Rusia și Ucraina cu participarea Turciei și a Organizației Națiunilor Unite, pentru care a fost semnat o lună în urmă și pe o durată de 120 de zile cu un centru de coordonare în Istanbul, dacă te uiți într-însă acolo este scris că cereale care vor fi exportate prin acest coridor din Ucraina, ele din tăi vor fi vândute Turciei. Dacă Turcia, exact, dacă Turcia se va refuza, atunci aceste cereale pot fi exportate adică în țara autorită. Turcia își răsplătește rolul de mediator sau cum să înțelegem? Turcia se poate dispuși așa, dar eu am o altă vorbă la tot chestia aceasta. Я суну на русском фелу урматор. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Нефericirea aceasta cu tragicul război îi face pe alții, fericiți. Și uitați-vă că turcii din chestia aceasta doar câștigă și câștigă în primul rând economic. Și aici este important, ce vreau să menționez, doamna Valentina, că este important spun că chiar și agenții economici din Republica Moldova, traderii noștri, chiar membrii asociației, că asociația astăzi, la moment, membrii asociației acoperă peste 90% din exportatorii și producătorii de produs cerealiere din Republica Moldova. Dar cine nu fac parte din asociație? La moment este o companie din Bardar, Limburg, care încă nu este membru, o companie din Soroca, dar în mare parte jucătorii mari, cum sunt companiile grupului Transoil, cum sunt companiile Cristval, Rusagro, Diaschim și așa mai departe, deci sunt număr de peste Zernov, grupului companii Zernov, astăzi sunt membri asociației, eu mă mândresc cu chestia aceasta că într-un an și ceva de activitate mi s-a reușit să dublez numărul de membri și respectiv să majorez cota de participare de la 60% pe piață la peste 90%. Dar ce am vrut să menționez că astăzi, în aceste condiții dificile, chiar și agenții economici, traderii noștri de cereale, foarte mult ajută Ucraina la exportul de cereale prin teritoriul fiind intermediar. Și din aceasta, tranzitul, la sigur. Da, și din aceasta câștigă și ei, dar câștigă și Republica Moldova. De atât că o bună parte din acel adaus comercial, el rămâne în Republica Moldova, fie ca salarii, fie ca impost, fie ca taxă. Asta spunea și șeful Căi Ferate din Republica Moldova, domnul Tofilat, tot aici la o emisiune, la Vocea Basarabiei. E bine să spunem și celor care ne urmăresc ce exportă. Republica Moldova exportă floarea soarelui, porumb, grâu, rapiț, orz, ce mai exportă? Toată gama de cereale, toate. Grâu, orz, rapis, ceea ce ați numit, floarea soarelui, ulei. Și aici este important să menționez că uleiul care este preparat, perfectat sau produs de grupul de companii Transoil și în cazul dat sunt trei uzine deja la moment. Este uzina Floarea Soarelui de la Bălți, este fabrica Cedră Lungă și acum la moment, din zi în zi, dacă eu nu mă greșesc, urmează a fi deschisă fabrica de ulei din Portul Liber Internațional, din Așa Giulești. A spus reprezentantul Transoil, tot aici la Vocea Basarabiei. Cel mai important este că uleiul produs din Republica Moldova astăzi ajunge pe toate piețele din țările membre a Uniunii Europene. Deci, ca atare, uleiul din Republica Moldova este un ambasador economic, eu așa l-aș numi, un ambasador economic al țării. Domn Grigore, dar ținând cont de această criză care vine și de la acest război ruso-ucrainean, dar și criza energetică, dar și economia care astăzi totuși e într-o situație destul de dificilă, economia Republicii Moldova, credeți că ar trebui să se mai pună stabilă exporturilor sau există în rezerva statului suficient producție ca lumea să nu se îngrijoreze că se duc din Republica Moldova mărfurile de primă necesitate? E o întrebare foarte interesantă, foarte pertinentă și aici chiar mulțumesc că mi-ați adresat-o, vreau să vin cu careva explicații. Noi, de 31 de ani, suntem țară independentă. Și în Constituția noastră este scris că noi avem economie de piață. Da, instrumentul care îl are statul de a
pune interdicții la careva lucruri, la export, produse, sau la import, da? La careva produse sau servicii care astea, el este un instrument, dar cu aceasta nu trebuie de abuzat. Și în cazul dat e fix așa cu cerealele. Deci cerealele cine le produc? Le produc fermierii, le produc producătorii, le produc agricultorii. În cazul dat, ei le produc pentru a obține o valoare adăugată, pentru a obține un beneficiu. În agricultură astăzi lucrează, în agricultura în Republica Moldova așa e construită, că businessul de acolo este business de familie. Și producând aceste produse agricole, inclusiv cerealele, deci el aduce o valoare adăugată acestei familii. Familia este un șer întreb. Tata, mama, copii și așa mai departe. Și în cazul dat când la noi lumea spune că uite, nu scoați cereale din țară, că voi ne lăsați fără pâini, în cazul dat trebuie să ne gândim cine produce acel cereal, cum el este vândut, care este lanțul valoric la toată chestia aceasta. Cu siguranță exporturile nu trebuie astăzi stopate. Cu siguranță Republica Moldova, și-a menționat aceasta nu singură dată și în ultima perioadă și anterior, nu este sortită de a avea criză sau careva chestiuni, deficiență alimentară. Dar cresc prețurile și asta tot îi neliniștește mult pe cetățeni. Tendința de creștere a prețurilor nu este doar în Republica Moldova. Tendința de creștere a prețurilor este în toată lumea. Da, în Republica Moldova creșterea prețurilor, inflația este cea mai mare per statistică din toate țările regiuni sau din toate țările din Uniunea Europeană. Eu tare vreau să cred că totuși guvernul împreună cu Banca Națională, care totuși este acel regulator pe piața financiară, care este responsabil de aceste prețuri, totuși mult mai serios și cu mult mai calculat vor veni cu careva instrumente pentru a stopa această creștere de prețuri. Dumneavoastră ați amintit că în legea fundamentală este stipulat că după proclamarea independenței economia de piață e funcțională în Republica Moldova. Dar multă lume, și eu o să-i citesc pe oamenii de la firul ierbii care pun aceste întrebări, dar ei cred că nu ar avea nimic împotrivă ca Republica Moldova să fie exportator de mărfurile care se cresc în țară. Iar pe de altă parte, ei sunt, sau ei deseori se întreabă de ce se importă atât de multă marfă, ținând cont că și Republica Moldova poate să asigure cu ulei țara, dar este și ulei de import, cu produse de panificație, dar sunt și produse de panificație de import, cu alte produse. Iarăși o întrebare foarte interesantă și foarte actuală. Republica Moldova este parte a mai multor acorduri, convenții internaționale. Inclusiv suntem membri a Organizației Mondiale a Comerțului, a OMC-ului. Inclusiv avem semnat și acordul de asociere cu Uniunea Europeană și un șir întreg de alte acorduri bilaterale de free trade agreement cu multe alte țări. Jocurile globale, regionale, internaționale, economice, așa sunt construite că nu poți limita toate chestiile acestea. Piețele sunt deschise. Prin aceasta, astăzi și-a ajuns lumea așa să fie deschisă și să poată circula, pentru că la o etapă oarecare, după ce s-a finalizat al doilea război mondial și au fost puse bazele pentru Organizația Națiunilor Unite, bazele s-a creat Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional, Organizația Mondială a Comerțului, etc., multe alte organizații, asta a adus ca lumea și produsele, și serviciile să aibă libera circulație. Și asta este benefic. Doar că statul sau instituțiile statului, guvernul, având anumite instrumente, poate cumva ar putea să reglementeze chestia asta. Am putea cumva, prin anumite instrumente, să stimulăm ca acele produse care astăzi sunt importate la noi, spre exemplu, aceleași maioneză sau ketchup-uri, care ar putea fi cumva create niște condiții de stimulare ca ele să fie produse în Republica Moldova. Dar este și altceva. Uitați-vă, astăzi avem foarte multe companii de astea, nu companii, întreprinderi individuale sau întreprinderi de familie care produc produse ecologice și, cum spune, produse de la sat, ca la sat. Și când le aduc în magazin, ele nu prea se vând, deoarece
Oricum, ochii omului, a cetățeanului, el se uită la ceea ce a văzut el anterior în brandul și alea care la noi se importă. Bine, și atunci are dreptul la viață și ideea că nu e competitivă marfa care se produce în Republica Moldova? Este și chestia aceasta. Ea este. Că ca să produci un produs final, spre exemplu, același ketchup, da, sau maioneză, pentru dânsul este necesară componenta energetică care alcătuiește din acel produs mai mult de 50%. Cu părere de rău, componenta energetică în Republica Moldova este foarte scumpă. Și atunci un produs final este mai scump, este decât, mai cel scump care se importă. Decât acel care se importă. Și aici, într-adevăr, Ucraina, noi din Ucraina importam și importăm și acum foarte mult produs. La tot volumul cel mare de producție care o face Ucraina și la acele costuri minime care le are acolo, e clar că marfa lor este mai competitivă, inclusiv și piața noastră. Dar pe de altă parte, există fondul de subvenționare în agricultură și statul totuși oferă subvenții agricultorilor. Ar trebui cumva și ei poate mai mult să chibzuiască cum să se descurce în condițiile și economiei de piață, dar ca să apară și această competitivitate în raport cu marfa care se importă. Anul acesta, fondul de subvenționare în agricultură a ajuns la peste 1.700.000.000. Și este salutabil acest lucru. Și totuna se spune că aceste resurse nu sunt suficiente. Doar că trebuie să ne întoarcem și să vedem ce s-au făcut anii precedenți, anii trecuți. Ce s-a făcut? Deci, practic, nu s-a stimulat nimic. Din contra, doar a fost o oligarhie și o corupție totală în tot construcția administrației publice, atât locale cât și centrale, și în relația cu agenții economici, și în relația dintre agenții economici. Deci, trebuie să spunem cert că în 31 de ani sau în 30 de ani de independență s-au făcut foarte multe lucruri bune. A apărut statul Republica Moldova, a apărut Constituția, a apărut o serie întreagă de legi, a apărut cadrul legislativ, a apărut dreptul de proprietate asupra terenurilor, a apărut proprietatea privată, etc. Dar foarte multe lucruri nu au fost duse până la capăt, inclusiv ceea ce se cheamă competitivitatea producției noastre autohtone. Și lucrul ăsta nu a fost. Guvernele anterioare care au fost, s-a uitat meschin doar la aceea cum să câștige sau cum să fure bani din fluxul de bani care apărea în diferite... Și au făcut acele monopoluri. Monopolurile erau în interesul personal, fie a unui lider de partid, fie a unui grup de interese. Așa și este și nu ca asta, dacă s-a ajuns până la aceea că din sistemul financiar bancar să fie furat la 2 miliarde și ceva de dolari. Lumea doar aude doar că un miliard. În realitate, furtul real care a fost în 2014 din sistemul bancar, el a depășit suma de peste 2.700.000.000 de dolari. Doar că o bună parte dintre acei bani sistemul bancar financiar a reușit să-l acopere și sistemul de garantare, dar 1 miliard și ceva a fost nevoit să intre deja în rezervele valutare care ulterior au fost acoperite cu garanțiile de stat. Domn Grigore, poate și trebuie statul totuși să acorde anumite facilități fiscale, pentru că și acest subiect este unul de actualitate în Republica Moldova. Agricultorii deseori spun că impozitele pentru fermieri ar putea fi micșorate, că este loc pentru acordarea unei vacanțe de impozite și tot așa mai departe. Am menționat lucrul acesta în ultima perioadă, nu o singură dată. Și cred că este imperativ necesar de făcut acest lucru. Dialogul, cu autoritățile, ca să ajungeți la un compromis, pentru că problema devine una cu barbă și se bate pasul pe loc. Chiar mâine, la ora 15, avem o ședință la domnul ministru Agriculturii Bolea, pe segmentul ce ține de exporturile de cereale, unde vor fi și reprezentanții de la vamă, și reprezentanții de la calea ferată, și reprezentanța altor instituții ale statului, unde vom discuta. Dar eu, după părerea mea și din analizele mele care le fac, totuși eu socot că în contextul și acestui război și a crizei economice care s-a început încă în vara anului trecut, care a trecut și în criză energetică profundă,
plus la această secetă, această crâncenă care a dat peste noi, și nu numai peste noi, dar uitați-vă că în toată Europa, cred că este imperativ necesar ca guvernul, împreună cu instituțiile abilitate, cu Parlamentul, să așeze și să vadă unde se poate de făcut acea vacanță fiscală, acele facilități fiscale, poate chiar și careva chestii la taxa zero, poate chiar... Noi chiar săptămâna trecută un șir întreg de asociații de profil, cum este Moldova Fruct, cum este Asociația Producătorilor de Lapte, de Miere, 15, îmi pare că la număr, noi am făcut o adresare către instituțiile statului, președinte, parlament și guvern, prin care am spus că să fie revizuit politica de creditare, deoarece rata de bază s-a majorat, respectiv s-a majorat rata creditelor comerciale, și asta este o povară foarte mare pentru agricultori, fie că sunt agricultori mici și medii, fie că sunt agricultori mari. Dar haideți să revenim la taxe și la impozite. Dacă dumneavoastră ați reprezentat guvernul, ați fi mai disponibil, mai ușor ați accepta ceea ce se cere din partea... Cu mult mai disponibil. Eu permanent le-am spus chestia aceasta... Din partea celor care solicită aceste revendicări. Eu permanent le-am spus chestia aceasta actualilor membri a echipei de guvernare și membri chiar din Parlament. Le-am spus, fiți mai deschiși, fiți mai abili între ceea ce vă se spune și ce vă se solicită. Dar cum vă explicați reticența autorităților? Pentru că și ei trebuie să apere interesul național, pentru că și ei trebuie să fie interesați ca lucrurile să meargă în bine și mai mult bine. Eu înțeleg foarte tare și foarte bine că după atâția ani de zile de zmăț, să iai țara într-așa stare și pe fond de pandemie, pe fond de criză economică, energetică, care au mai adus și încă și urgia aceasta de război, e clar că constrângerile trebuie să fie mai mari și aici este și pressing-ul care vine de la Banca Mondială, de la Fondul Monetar, de la alte organizații internaționale. Dar eu nu sunt gurdat, am spus, mai agresiv între ceea ce se cheamă diplomația economică și trebuie să, cât de mici noi n-am fi, dar noi trebuie să punem piciorul în prag sau piciorul în ușă ca să fim mai argumentați sau argumentele noastre să fie mai concludente între ceea ce ține de politica de impozitare, politica fiscală. Dar ce ați face dumneavoastră concret, iată, ca să îmbunătățiți această politică bugetar-fiscală? Sunt un șir întreg de lucruri care se poate de făcut. Eu, spre exemplu, ce ține de politica fiscală, aș crea un grup de lucru, așa, eu chestia asta o gândesc deja chiar înainte de război, încă din toamna anului trecut, poate chiar aș revizui ceea ce ține de taxa la valoare adăugată. Poate chiar aș... Poate chiar aș micșora TVA-ul la 9%, de la 20% la 19%. Dar iarăși, procent și... Asta ar da un impuls. Dar ca să facem chestia asta, pentru asta este nevoie de un studiu foarte serios. Deci este nevoie ca să așeze specialiștii, să examineze lucrurile acestea și în cifre, și în instrumentul de administrare și așa mai departe. Fix așa s-ar putea de făcut și cu accizele la importul de petrol sau de componente energetică. Nu singură dată se vorbește de impozitarea unică în agricultură, adică să fie un singur impozit, și chestia asta se vorbește deja de ani de zile. Eu știu că și actualul ministru agriculturii, el până a fi ministru, chiar din fostul legislativ, el avea foarte multe idei cu ceea ce ține de impozitarea unică în agricultură sau careva chestii de reglement. Ce ar schimba această impozitare unică în agricultură s-ar accepta? Ar scoate din tenebru, ar scoate foarte mulți bani și foarte multe operațiuni comerciale și economice. Când ziceți că în tenebru se fac multe mișmașuri și că mulți bani acolo se învârtesc, haideți să le explicați celor care ne urmăresc cum se fac aceste mișmașuri. Uitați-vă, chiar în agricultură, nu mă duc departe, în aceea cu ce noi ne confruntăm acum și chiar și mai ales de când a venit actuala majoritate parlamentară. Când începem a strânge datele statistice, cât hectare s-au semănat de grâu? Într-o săptămână strângem 300 de mii, în altă, trece o săptămână, 290, deci
nu este un instrument legal. Adică nu sunt luate la evidență toate suprafețele? Nu că nu sunt. Agenții economici nu raportează acele situația reală din aceea ce au în gospodăriile sale. Și din ceea ce eu am văzut în ultimele ședințe, este o prioritate pentru actualul ministru și minister ca chestia aceasta de statistică și de raportare a ceea ce ține statistica agricolă, fie la terenul însămânțat, fie la roadă obținută de pe dânsul, deci în următoarele luni de zile să fie pus punct la tot chestia asta, ca din anul viitor, din 2023, să avem o imagine clară la acest subiect. Dar de ce ar fi interesați unii din agenți să ascundă aceste suprafețe, recolta pe care o obțin? Deoarece roada care o obțin nu o vând pe căi legale, nu o vând în bază de contract, o vând în bază de tranzacții cash, respectiv persoana care o cumpără, deja prin alte diferite instrumente, chestia aceasta o legalizează. Sunt lucruri care strag iarăși de la guvernările precedente, care de fapt au facilitat toată chestia aceasta. Și acum, trecând printr-o așa cumpănă și printr-o așa perioadă dificilă, noi suntem obligați să punem punct la toate lucrurile astea. Da, din producția de cereale care se produce în Republica Moldova, 70-80% e destinată exporturilor? La unele componente 70-80%, la altele chiar și mai mult. Dar cel puțin 70-80%. Dar la care mai mult? Spre exemplu, floarea soarelui, inclusiv și uleiul, deci eu cred că exportul ajunge și la 90%. Dar vă pare justificat această dispută care a apărut acum între Transoil și autoritățile statului? Eu chiar am vrut să menționez lucrul acesta. Într-adevăr, este o nedreptate în privința aceasta. O nedreptate pentru cine? Pentru Transoil. Și asta ei au spus-o, ei menționează lucrul acesta. Eu, fiind săptămâna trecută la o ședință la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, chestiunea ce ține de biomasă, că scaut acum, oricum, vine sezonul rece și scaut alte surse regenerabile, alternative pentru a încălzi cel puțin instituțiile publice de la sat. Și acolo e clar că biomasa asta sunt chestii legate de pilet și eu le-am spus, zic, stimați colegi, zic, este important, la noi astăzi producătorul important de pilet este Transoil, adică companiile care produc ulei, adică Floarea Soarelui, Bălți, Cedr Lunga și acum o să vină și Giurgiulești. Este important să vă așezați cu dânsul la masa discuției și să vedeți. Ei spun că le luați TVA-ul la exportul de ulei, care lunar alcătuiește o sumă de 25 de milioane de lei. Asta sunt sume considerabile. Luând în considerație că Transoilul și grupul de companii Transoil în Republica Moldova permanent au făcut investiții destul de mari. Dar dumneavoastră știți prea bine de ce se întâmplă acest lucru? Eu, știți cum am spus eu, trebuie dat într-o parte superstițiile astea și șleiful ăsta că a fost cocea, că a fost... E clar că se trage un șleif încă din perioada trecută, dar pentru mine, ca președinte a asociației, da? Deci eu mă uit în felul următor. Grupul de companii Transoil în spate are un fond sau un șir de fonduri de investiții, de investiții cu capital străin și, în ultimul rând, din Statele Unite. Chiar și vizita ambasadorului Statelor Unite la Giurgiulești pentru a vedea investițiile în acea fabrică de ulei. Cam toți ambasadorii au trecut pe la Giurgiulești, și, nu? Și aici este dimensionat că toți ambasadori, din moment când a apărut Transcargo Terminalul sau de când s-a început renovarea portului liber internațional Giurgiulești din anul 2008, toți ambasadorii, începând cu Asif Ciodri, toți au trecut prin acel terminal și inclusiv prin grupul de companii Transoil. Adică nu că au trecut, dar au monitorizat. Eu argumentez chestia asta în felul următor, că orice ambasador a Statelor Unite
nu se duce din capul lui la Transoil sau vine la Igor Grigoriu. El are un, are un plan de măsuri foarte bine, foarte bine aranjat, care vine de la Departamentul de Stat din Statele Unite. Au, haideți să vorbim și despre dependența politicului de economic și despre dependența economicului de politică și despre cum înțeleg unii politicieni să, să aibă ei în vizor toată activitatea economică din Republica Moldova și invers, cum se implică oamenii de afaceri în politica Republicii Moldova, pentru că e o dimensiune interesantă și aici ceea ce s-a întâmplat în anii de independență. Cel mai important ce este acum de menționat, relația dintre business și politic, că actuala guvernare, o înțeles, lucrul acesta poate fi făcut prin asociațiile de profil, adică prin think tank-uri, care este la mijloc între politic și business. Eu lucrul ăsta l-am menționat nu o singură dată anterior, când eram și eu la... Făceam parte din, din guvernare și lucram și în Parlament. Eu spuneam că niciodată business-ul cu politica nu trebuie să intersecteze. Ceea ce mi s-a reproșat, mi s-a spus că nu judec corect. Până la urmă s-a adeverit că viziunile mele au fost corecte. Business și politica trebuie să fie permanent paralele și să interacționeze prin anumite instrumente. Instrumentele sunt asociațiile de profil sau alte instituții, cum sunt camerele de comerț, etc., chiar și aceleași departamente sau agenții care sunt din cadrul instituțiilor de stat. Și ele comunică între dânsul, dar de intercalat nu trebuie să intercaleze, să intersecteze. Comunicarea trebuie să fie permanentă, deoarece o politică bună a statului este atunci când economia este una puternică. Și politicul trebuie să fie cointeresat ca acea economie, într-adevăr, să fie puternică, să fie competitivă și să fie progresivă. Dumneavoastră ați fost implicat în politică, dacă ne amintim, ați fost viceprimar de Orhei. Puțin. Pe timpul lui Ilan Șor. Repede, cum apropo, ce ne puteți spune despre fenomenul Șor în Republica Moldova? O întrebare așa, pentru mine, destul de complicată. A fost o provocare atunci când am acceptat eu tot acel lucru, dar foarte rapid am înțeles care este sensul la tot ce se cheamă, așa spusul, Partidul Șor, că asta este chestia de a manipula, de a manipula societatea, cetățenii. Eu, atunci când am plecat, eu le-am zis că ceea ce faceți cândva o să vă iasă pe ochi. Nu este corect să utilizați orașul și oamenii în interes în meschine pur personale. Mie îmi pare foarte rău că la ce s-a ajuns, că oamenii astăzi, oamenii simpli, în primul rând, oamenii care nevoiași, sunt astăzi așa de tare manipulați cu bucățică de pâine care nu este de cea mai bună calitate sau cu un cârnaț care este alterat sau cu o șampanie sau cu un ceas sau nu știu ce acolo, cu lucruri foarte ieftine. Asta arată pulsul și a societății noastre, cât noi suntem de bolnavi ca societate, dar aici totuși este important ca instituțiile statului și în cazul dat instituțiile abilitate de acest... cu aceste drepturi, cum sunt și aceeași procuratură și același Centru Național Anticorupție și nu în ultimul rând și Serviciul Informației și Securitate, până la urma urmei aceasta este Securitatea Națională, să implici cu mult mai activ ca acest flagel și așa tip de partide, care numai partide nu pot fi, să fie scoasă în afara legii, ca totuși până într-un final ceea ce s-a pus bazele Republicii Moldova 31 de ani în urmă, în 1991, care ulterior o culminat în 94 cu primirea Constituției, cu careva lucruri acolo tot meschine. Bine, dar dacă s-ar scoate în afara legii un asemenea partid, atunci s-ar spune că Republica Moldova nu este un stat democratic. Opoziția ar spune că cei de la guvernare încearcă să lupte cu adversarii și să năbușe activitatea lor. Scoaterea în afara legii a unui partid, asta nu înseamnă că o scoate Igor Grigoriev sau Vasile Pupkin.
Deci este lege, sunt deschise dosare pe chestia asta, să duci în judecată, până la urmă să-i expune instanța de judecată asupra la acest lucru. Este Comisia Electorală Centrală, cred că în cazul dat și Parlamentul ar trebui să vadă, poate cazul de văzut, de prevăzut niște modificări în legislație, ceea ce ține poate niște lucruri, niște abilități suplimentare pentru CEC și pentru alte instituții ca să identifice lucrurile acestea cu mult mai rapid ca ulterior procuratura și alte și SIS-ul sau cine acolo se mai ocupă, să margă în instanță de judecat, că nu e normal acest lucru. Pluralismul partidic sau pluralismul politic, el trebuie să fie unul sănătos. Ajunge toată chestia aceasta când mergem cu cadouri de fiecare dată la oameni. Dar și simplu cetățean își pune întrebarea, din moment ce statul a permis să fie create aceste magazine sociale, să fie acest parteneriat pentru gările auto, să fie dat în concesiune aeroportul internațional Chișinău. Și toate aceste lucruri se identifică cu activitatea lui Ilan Șor și a partidului său. Eu vreau să cred că instituțiile statului astăzi examinează foarte serios toate aceste lucruri care dumneavoastră le-ați menționat. Și concesionarea gărilor, și magazinele astea sociale, și concesionarea aeroportului, lucru de care eu am vorbit încă în 2013, când el a fost concesionat. Și puteți să vedeți declarațiile mele publice de atunci din Parlament, când eu am spus că concesionarea este una ilegală, care va prejudicia statul cu sute și sute de milioane de euro. Și asta a spus-o și că a fost șef al Agenției Proprietății Publice. Da, și asta am spus-o că a fost șef al Agenției Proprietății Publice, că a fost funcționar în Parlament și ca cetățean, și ca specialist în acest domeniu. Că până la urmă, în spate am o experiență în administrația publică centrală de 25 de ani de zile. Deci am activat în diferite funcții de conducere și în Ministerul Finanțelor și în Ambasadă și în Agenția Proprietății Publice și în Parlament. Și atunci am spus lucrul acesta. Îmi pare bine că totuși lucrurile au o întorsătură și ceea ce eu am spus și viziunile mele, ele într-un fel au succes. Îmi pare rău că noi atunci n-am văzut lucrul acesta și în toată perioada asta până acum am avut pierderi, dar este important ca totuși odată spunem punctul pe ei. Dumneavoastră ați fost și, cum să zic, membru, reprezentant al echipei ex-președintelui Igor Dodon. Ați susținut la un moment dat ceea ce credea dumnealui. Vă este clar astăzi ce vrea opoziția? Pentru că opoziția este și Partidul Șor, opoziția este și blocul din Parlament al comuniștilor și socialiștilor. Numai opoziție nu poate fi numit. Noi astăzi, cu părere de rău, nu avem nici opoziție parlamentară și nici opoziție extraparlamentară. Lucrul ăsta e rău. E o bulă de săpun, dar numai opoziție nu este. Și aceasta este foarte rău. Foarte rău. De ce este rău? Iată că dacă ar fi fost o opoziție puternică, atunci actuala guvernare, care are un confort foarte bun, cu 64 de mandate în Parlament, da, ar fi fost cu mult mai atentă și cu mult mai mobilizată în toate chestiunile ce ține de administrarea treburilor în stat. Ceea ce ține de membru, că am fost... Eu niciodată n-am negat că n-am activat ca șef în instituțiile din guvernul când era PCRM-ul la guvernare și când am fost colegi cu Dodon. Noi am fost colegi de facultate și am fost colegi de serviciu, dar eu permanent am avut viziunea mea și permanent am știut să pun piciorul în prag la toate chestiunile care le-am făcut și credeți-mă că le-am făcut cinstit, corect. Eu sunt acela care am semnat și contractul de privatizare a hotelului Codru. Și dacă, credeți-mă că dacă nu era ceva corect în acel concurs... Deci s-a făcut totul în conformitate cu legea? Dacă nu era ceva corect, legal, cred că
tot ei avea să-mi facă diferite probleme, mai ales după anul 2015-16, când eu mi-am permis deja să ies în spațiu public și să vorbesc lucrurile clar pe nume la ceea ce se cheamă oligarhism, ceea ce se cheamă binomul Plahotniuc, Dodon, Dodon, Plahotniuc. Lucruri care astăzi, uitați-vă că au ajuns, că sunt și dosare penale și eu tare vreau să cred că actuala echipă sau actualele echipe de procurori care sunt procurori tineri, o să duc lucrul acesta până la un sfârșit, la un final, ca instanța de judecată să fie una impertinentă și să adopte o decizie totuși ca oamenii aceștia sau toți acești funcționari, foști funcționari, să ducă o pedeapsă în fața legii și în fața societății, în fața cetățenilor pentru toate fără de legile și dezmățurile care au făcut. Ați spus ceva mai devreme, binomul Plahotniuc Dodon, dar Igor Dodon niciodată nu a recunoscut că el ar fi fost în aceeași barcă cu Vladimir Plahotniuc. El nu a recunoscut-o, dar toată lumea a văzut. Tot ei s-au arătat unii pe alții la televizor. Dar această ședere în arest la domiciliu îl face victimă pe Igor Dodon? Nu. Categoric. Știți, dacă trecem la chestia politică, un lucru care, de care eu nu mă pot dezice, măcar că conduc Asociația Agrocereale, oricum suntem toți parte a vieții politice din Republica Moldova și lucrurile care se întâmplă astăzi la vecinii noștri și în război ăsta arată că totuși cetățeanul este obligat să aibă și o viziune politică. Să nu fie chiar indiferent de ce, cum e că la noi spun, e, dar eu n-am să mă duc la alegeri, e, dar mine nu mă interesează că fără mine e tot hotărâsc. Nu e așa. Orice lucru care îl facem noi, și mai ales când ajungem la vot, noi aducem un aport la tot chestia asta. Ați întrebat de... Că Igor Dodon este victimă? Nu este victimă, deoarece dezamăgirea și minciuna care a fost adusă în societate, ei au fost așa de mare că lucrul acesta l-a arătat așa spusele alegeri prezidențiale de 2 ani de zile în urmă și alegerile parlamentare de 1 an de zile în urmă. De ce spun lucrul acesta? Pentru că lumea tot și-a taxat. O taxat și astăzi sondajele acestea care apar și care arată că, uite, partidul de guvernare este într-o cădere, dar partidul socialistilor, sau așa spusă opoziția, are o creștere, ea trebuie privită altfel. Altfel cum? Altfel, și vă spun cum. Deci, foarte multă lume care a schimbat gândirea anul trecut și 2 ani de zile în urmă și a votat Partidul Acțiunii și Solidaritate, au votat ca vot de protest și cu o nădejde, cu o speranță că, uite, va veni brusc schimbarea. Că la noi așa e deprins omul, că el vrea, dacă astăzi a pus un leu în bancă, spre exemplu, el mâine vrea să scoată 10. La noi nimeni, chiar și business-ul la noi, nu lucrează cu o rată de dobândă, cu rentabilitate de 5-7%. La noi rentabilitatea trebuie și cel puțin 50-100%. Și aici este important să menționez că este o dezamăgire sau o dezamăgire, hai să spunem așa, în ceea ce acțiunile care sunt făcute neîncredere, da, în Partidul Acțiunii și Solidaritate. Și oamenii aceștia, ei pur și simplu s-au retras din aceea de a-și expune ferm și clar că, uite, eu susțin Partidul Acțiunii și Solidaritate. Și în cazul dat când ei s-au retras de acolo, crește numărul persoanelor indecis. Și aici este important să ne uităm. Indecișii astăzi, în tot eșantionul ăsta, alcătuiesc undeva 40%. Și respectiv, chestia asta, dar eșantionul, așa spus, e opoziții. Deci el este unul, într-un fel sau altul, așa e stabil. Adică acolo neîncredere acolo, nu apare din partea segmentului acolo, sau bazinului electoral a celor acolo, care sunt în opoziție? Așa e de mare propaganda. Așa e de mare propaganda. Și așa e de mare asfaltul ăsta care e pus pe creier.
că el trebuie să treacă, cred că, ani sau decenii ca el să fie până trec ani, decenii, se apropie toamna. Va fi o toamnă fierbinte, ținând cont că unii lideri de opinie încearcă să avertizeze guvernarea că vor fi acțiuni de protest, că vor ieși foarte mulți oameni în stradă, că vor pune presiune pe cei care diriguiesc treburile țării. Foarte mulți lideri de opinie ar fi bine, care astăzi critică guvernarea, ar fi bine să aibă o critică constructivă și o critică mai bine de ajutor. Situația este una dificilă. Este foarte tranșant, ar fi bine să menționăm, că noi suntem parte a acestui război. Și chiar, adică cum? Și chiar din prima zi parte a războiului. Suntem parte directă a acestui război. Și chiar din prima zi a acestui război, eu chiar am făcut și o postare pe pagina mea pe Facebook, unde am luat un comentariu la un jurnalist vestit din Statele Unite, unde el arăta hotarul unde trebuie să oprească în următoarele 78 de ore armata sau și bota rusească. Deci trebuie să oprească pe Prut. Și doar, să mă scuză și cetățenii, doar un descreierat poate să nu înțeleagă că asta este o tragedie care ne paște. Și ne-au păscut toți acești 31 de ani de independență. Toleranța aceasta, șederea cu fundul pe două scaune. Echilibristica făcută între da, est și deci vest. Asta astăzi are niște costuri și costurile acestea pur și simplu trebuie să ne mobilizăm la maximum și trebuie să ne le asumăm și trebuie să ne consolidăm. E clar că consolidarea aceasta trebuie să o facă actuala clasă politică care conduce țara. Și în cazul dat ei trebuie să fie cu mult mai abili, cu mult mai sinceri, trebuie să apropie mai aproape, trebuie să fie mai aproape de cetățean, să-l apropie și să-l cuprindă, să-l mângâie pe umăr, că cât de sărac n-ar fi omul, cât de sărac, sau cât de greu nu i-ar fi cu câțiva bănuți sau lei în buzunar când se duce să cumpere o pâine, dar dacă vine cineva și îl bate pe umăr și îi mai spune niște vorbe frumoase și astea, că așa e moldovanul, el oricum se mobilizează, se mai înviorează și oricum merge înainte. Asta este soarta și asta este sorțul nostru de a izbuti în acest flagel prin care trecem. Dar se pare că deocamdată totuși această consolidare a societății lipsește, unitatea societății moldave, pentru că spiritele la Comrat se încingă în funcție de ceea ce vor să creadă unii de acolo, că venirea Rusiei aproape de Republica Moldova va fi colacul de salvare. Republica Moldova are și această zonă necontrolată în stânga Nistrului și acolo, la Tiraspol, autoritățile au alte idei decât cea de la Chișinău. Cum se consolidează această societate și care ar fi această idee? Iată, vorbim și după 31 de ani de la proclamarea independenței, că lipsește fie un proiect de țară, fie o idee națională. A apărut, poate să apară această idee? Prima ce este important să menționăm, și am menționat chiar iarăși în primele zile de după război, după începerea acestui război, Ucraina, poporul ucrainean și armata ucraineană, astăzi sunt acei apărători a lumii civilizate, a lumii raționale și în primul rând a Republicii Moldova. Asta în primul rând. A doilea, asta ne face și trebuie să-i facă pe actualii guvernanți, pe actuala clasă politică rațională și progresistă, ca să vină cu mesaje concrete către societate. Da, aceasta e greu. E greu, este un lucru foarte anevoios, foarte, foarte complicat. Cu oamenii e foarte greu să lucrez. Dar zi de zi, ceas de ceas, așa cum stăm cu dumneavoastră aici și cum dumneavoastră faceți emisiune după emisiune, aducând societății claritate și viziuni, adică lucruri reale care se întâmplă în societate, doar aceasta poate schimba
acest flagel și doar aceasta poate duce la consolidarea societății. Consolidarea societății, doamna Valentina, nu înseamnă că noi trebuie, asta înseamnă 100%. Niciodată nu o să fie 100%. Exact. Dar marea majoritate ar trebui să împărtășească aceeași idee. Dar este important să coagulăm o majoritate de cel puțin 60-65%. Obținerea statutului de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană ar putea să devină o idee națională? Ea nu că ar putea. Ea este imperativ necesar să devină. Și prin aceasta, aceasta trebuie să o înțeleagă actuala guvernare și pentru aceasta este imperativ necesar ca dânsii, începând după ce iese din vacanță, că oricum... Păi au ieșit din vacanță, că trebuie să rectifice bugetul. Cât de dificil nu ar fi situația și prin ce n-am trece, prin ce criză nu am trece, oricum omul are nevoie de odihnă, să mai duce, să mai odihnește, ies la un concert. Dar despre deputații care se convoacă în ședință extraordinară. Începând cu 1 septembrie, guvernanței, Parlamentul, Guvernul trebuie să iasă, au de modificat legea bugetului, trebuie modificat, argumentat, trebuie de văzut unde îndreptăm anumite surse, mai ales în contextul unei crize energetice foarte, foarte, foarte severe, dure. Totodată trebuie să vedem ce facem cu componenta socială, trebuie să vedem ce facem cu salariile, că inflația a crescut, banii s-au scumpit, deci dacă tu înainte intrai cu 1000 de lei în magazin și făceai o cumpărătură și puteai să asiguri pentru o familie de 4 persoane un 3-4 zile, astăzi tu cu 1000 de lei nici nu ai ce cumpăra în magazin. Așa și este. Altă chestie care trebuie să consolideze, adică trebuie să consolideze statutul de țară candidat ca proiect de țară, deci aici trebuie dintărit echipa guvernamentală, trebuie dintărit echipa, trebuie dat într-o parte toate stereotipurile. Consolidarea echipei, vă referiți și la remanieri guvernamentale? Obligatoriu. Care ministri ar trebui să fie de miș? Așa e democrația. Eu în deoște aș fi foarte radical și aș schimba mai multe lucruri, dar mă bucur că săptămâna trecută doamna președintă Sandu, fiind în vizită la Bălți și fiind acolo la o televiziunea locală, da, dânsa a dat mesajul necesar și a zis că dânsa ar schimba mai mulți miniștri. Okay. Care... Și după asta și șefa guvernului, Natalia Gavriliță, a spus că e de acord că trebuie să fie aceste remanieri guvernamentale, dar că nu se grăbește să facă acest anunț. Eu chiar mă folosesc de această platformă și chiar... Dar nu vreți să spuneți vreau să rog și doamna prim-ministru Natalia Gavriliță, cu care suntem și foști colegi la Ministerul Economiei încă din perioada 2006-2009. Care ministru ar trebui să plece? Dumnezeu știe și echipa știe. Eu am vorbit cu membrii deputați din majoritatea parlamentară. Știu pe cine trebuie să schimbe și asta. N-aș vrea să dau nume concrete, de atât că nu este de competența mea. Dar dacă am fi strânși la o masă de discuții și s-ar crea platforme de discuții, cum am vorbit eu nu o singură dată, că de creat platforme de discuții, măcar o dată în câteva săptămâni să ne întâlnim, să discutăm, să facem un schimb de păreri, un schimb de opinii, atunci eu acolo liber mi-aș expune care și cine. Dar societatea vede, sunt problema lor cea mai mare. De fapt, ele sunt două. Aroganța și comunicarea. Și asta se primește, cum zice în rusă, smesna să rogă s crocodilom. Deci se primește ceva foarte atomic. De atâta trebuie dat în jos toate aroganțele, toate chestiile acestea, suspiciuni și nu știu ce acolo, de dat în jos, de creat platforme de discuții, de creat platformă clară de consolidare, și totuși devenit cu acel proiect de țară sub genericul candidat în Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați calmat spiritele și ați spus că o criză alimentară este... Exclusă. Deci nu va fi o criză alimentară, vor fi doar aceste prețuri mari care, iarăși, ele vor arde buzunarele cetățenilor, dar produse alimentare vor fi
deficit de alimente deficit, nu va exista. Eu de inevitabil am vrut să spun că creșterea la fonul a ceea ce se întâmplă în lume, deci creșterea prețurilor și la servicii și la diferite produse și așa mai departe, ea este inevitabilă. Doar că instituțiile statului, având anumite instrumente, trebuie să reglementeze ca aceste creșteri să fie cât mai minime. Creșterea nu este numai în Republica Moldova. Cât ține de securitate alimentară, noi nu suntem, noi nu o să avem noi criză alimentară. Grâu s-a făcut, răsărit sau cum zici, floarea soarelui. S-a început recoltarea și da, pe fondul de secet sunt recolte mai mici, dar oricum suficiente pentru a acoperi securitatea alimentară a statului. Deci astăzi, la nivel de grâu, orz, porumb, floarea soarelui, sfeclă de zahăr, etc., alte produse care sunt crescute în Republica Moldova, deci toate o să asigure securitatea alimentară a țării 100%, chiar mai mult încă din produsele cerealiere, noi o să și exportăm o bună parte pentru a asigura fluxul de bani. Poftim? Când se va înviora exportul? Chiar aseară vorbeam cu colegii din asociație și vorbeam de ce că să intensifică totuși exportul prin coridorul ăsta din Marea Neagră, din porturile din Ucraina. Și dacă el va lua torații mari în următoarele 2 luni de zile, că acolo înțelegerea ce e pe 120 de zile, o lună deja au trecut, au mai rămas 60. Dacă va lua torații majore în următoarele zile, atunci și începând cu septembrie, exportul de produse cerealiere pentru Republica Moldova va fi unul mai benefic și atunci, din tot chestia asta, o să aibă de câștigat, în primul rând, fermierii. Fermierii la noi planificau în primăvară, în toamna anului trecut, când au sămânțat terenul și în primăvară, că o să ia bani buni pentru producția cerealieră. Dar, cu părere de rău, acest război, această criză a generat micșorarea de prețuri. Astăzi prețul la grâu este 5 lei, 4,80 lei. Da, este unul mic, dar oricum este un preț care într-o măsură oarecare acoperă o bună parte din cheltuielile agricultorilor. Dar la floarea soarelui prețul care ar fi? La floarea soarelui prețul astăzi este de 10 lei. Da, el este unul, s-a așteptat, mai ales când a fost în primăvară prețul de 18 lei, agricultorii numărau milioanele, da? Cu părere de rău, iarăși, criza aceasta și războiul acesta a dat totul peste cap. Vrem să credem că, și de fapt, deja, chiar aseară tot vorbind cu colegii, deja la floarea soarelui este o mică creștere a prețului. Cred că prețul puțin la floarea soarelui, dacă va lua torații acest export prin Marea Neagră, atunci prețul la floarea soarelui puțin va crește, ceea ce este iarăși benefic în primul rând pentru fermierii noștri. Dar aici este important ca cei care astăzi se expun asupra situației din agricultură, formatori de opinii, careva asociații și așa mai departe, să nu vină cu speculații, să nu vină cu lucruri care nu au argumentare la bază, care nu au factură. Noi astăzi nu avem nevoie de așa ceva. Eu permanent am spus și din toamna anului trecut, când s-a aprofundat criza energetică, și din primăvara acestui an cu crâncenul acesta război, ceea ce este important să nu intrăm în panică. Și uitați-vă, ceea ce este bine astăzi la noi în Republica Moldova, că acest război a adus o frică și frica este și acum în societate. Este. O simțim cu toții. Așa este. Dar mă bucură că la noi, în societate, și în domeniul economic, și politic, nu există panic. Și trebuie să lucrăm astăzi cu toți împreună, și formatorii de opinii, și asociații de profil, și experți în diferite domenii, fie economici, politici, juridice, pentru a nu intra în panic.
Dar frică există pentru că se suprapun foarte multe crize. Criza energetică, criza refugiaților, criza pandemică, criza economică. Și iată, toate aceste crize suprapunându-se, ele oricum seamănă un soi de frică în societate. E bine că ați încurajat cetățenii și ei trebuie să trăiască cu speranța și să se implice și ei în rezolvarea multiplelor probleme care apar, pentru că doar să aștepți de la cei pe care i-ai mandatat să guvernezi să rezolve ei toate problemele este imposibil. Și așteptările nu trebuie să fie exagerate, dar și guvernanții trebuie să-și asume această responsabilitate, pentru că ei în campanie electorală au făcut promisiuni și promisiunile lor iarăși s-au ridicat la cel mai mare nivel din partea cetățenilor și ei ar trebui să onoreze ceea ce au făcătuit. Incluziunea noastră a fiecăruia este una net importantă, dar pentru ce este politicul? Pentru ce sunt alegeri, pentru ce este clasa politică, pentru ce sunt alegeri și pentru ce se luptă în aceste alegeri. Deci ei sunt aceia care, ei sunt locomotiva. Și în cazul dat, când tu ai ridicat planca la așa nivel, deci tu trebuie să ai aici de sub fundația și calculele și facturile și tot bagajul necesar pentru a asigura creșterea acestei plante. La mulți ani, Republica Moldova! La mulți ani!